Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în sâmbăta lui 28 august, cum spuneau bătrânii, și într-un fel sau altul, aproape că ne frisonează toamna. Suntem, de fapt, la întâlnirea cu un cuvânt lung din Matei, capitolul 18, versetele 1-3, și să știți că îndrăznesc să-l pun ca fundament poveștii. În ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Iisus și i-au zis: cine oare este mai mare în împărăția cerurilor? Și chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis: adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Un prunc. Împărăția cerurilor este un prunc. Un copil, o persoană umană, un organism viu, dacă vreți, în termenii noi, o ființă, care într-un fel sau altul iconizează toată nădejdea noastră, pentru că nu e așa, când în mijlocul unei case se naște un copil, cu el se nasc toate visele, toate proiectările, toate încercările noastre de a ne împlini ca oameni. Aceasta spune, de fapt, Domnul Hristos: cu fiecare dintre noi se naște șansa împărăției în mijlocul celorlalți. Este prezentă împărăția lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Nu strică să lipim de acest cuvânt al Scripturii un cuvânt al lui Platon, prietenul creștinismului până la urmă: să nu descurajezi niciodată pe nimeni care progresează continuu, indiferent cât de puțin și de încet o face. A progresa continuul nu are nicio legătură cu ceea ce socotesc unii a fi progresul societății. Oricât de încet și de greu ne-am mișca, cu fiecare copil care intră în mijlocul nostru se naște adevărata dinamică a progresului spre împărăția lui Dumnezeu. Se poate naște un preot, un medic, o învățătoare, o profesoară bună, o mamă sau un tată minunat. Lumea merge mai departe prin oameni, iar oamenii sunt împărăția lui Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.